Aflându-mă în piața centrală, făcând cumpărături, am observat că mi-a stras telefonul mobil din geantă. Și momentan, care erau martori pe împrejur, am observat că cineva în maio albă a alergat repede de la fața locului. Eu, știindu-mi drepturile, m-am adresat la poliție. Телефон где? Где находится телефон? Пакет. Пакет чей? Пакет мой. Пакет ваш, да? Поставьте на стол. Как очутился телефон? Ваш телефон? Нет. А чей телефон? Наверное, девушки. А как он очутился в пакете? Ну, я шел, и была сумка открыта, и телефон торчал, и я его взял. Ну, Мафос. Я вам билет к телефону мне. Андескис. Buzunarul l-am pus în geantă, am închis și vorbeam, conversam cu vânzătoarea. Când eu să iau banii, văd că e deschis telefonul, că e deschis buzunarul. Și unde anume au fost? Aici au fost, da? Posibil că cineva ni l-a deschis înaintea lui, dar în două minute nu putea să fie, eu cred că, nu știu. Nu știu, acum este păcate, nu mi-a sudit. Eu șo, sunca băla открыta, ну, половина где-то. Половина, да? Ну, не половина, ну, где-то... Ну, подойдите, покажите, как взяли. Ну, вот, и телефон был вот здесь, вот так он, белый такой, вот так торчал. Как? Вот так он тут торчал. La piață centrală vreau să cumpăr pantaloni de acolo. Și am văzut o pereche pantaloni și încerc să-i măsor. Mă duc în cabină de schimbare, mă dezbrac de pantalonii mei, îi las în cabină în cui, și ies afară cu pantaloni îmbrăcați care se cumpăr. Timpul ăsta am văzut două fete, cred că ele mergeau pe afară și au văzut. Și au dat mai înăuntru și s-au uitat la pantaloni pentru bărbați. Adică. Și m-au fost și mie admirare la și caut ele. Și s-au uitat, dar ele în timp... Eu eram afară la oglindă și mă uitam și cămeșă să-mi iau, să-mi aleg și o cămeșă. Și ele cred că în timpul ăsta au luat, nu știu, n-am văzut, n-am tras atenția cum au furat. Și el întreabă pe vânzător dacă are un număr de 32, nu știu ceva așa. Mărin. Și el a zis că, am, avem și așa și așa. Dumnealui, el a zis că, acușați, venim și să măsurăm. Și ești afară. Eu intru în budcă, lepăt pantaloni, îmbrac pe mine și dau vânzătorului pantalonii, cămașa să mi le împachiteze, să le plătesc. Și când o să iau portmoneu, nu-i portmoneu. 200 de euro și 100 de euro a fost în lei moldovenești schimbat, plus încă vreo 300 de lei am avut în... O să undeva 2300 de lei, plus încă în coroane cehești. Am avut undeva 36 de mii coroane cehești. Actele de permisul de conducere, viză de reședință, polița de asigurare și două cartele la bancomat.